extraordinar. Suntem prezenți 31 din 37, așadar ne putem începe lucrările ședinței. Având în vedere problemele la ordinea de zi, la întâlnirea noastră extraordinară de astăzi, la ședința noastră extraordinară, a fost invitat să participe doamna Oana Radu, președintele Asociației Unlimited Connection, se prezentă aici, directorul executiv și directorii executivi adjunți de la din aparatul propriu, de la Direcția de Dezvoltare Programelor și Managementul Proiectelor. Și prezența constantă a reprezentanților mass media. Așadar, cu ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29 august 2019. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Unlimited Connection în vederea organizării și desfășurării acțiunii de promovare a imaginii județului Bacău, vitejii României biruitoare, județul Bacău în războiul întregirii naționale. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea și organizarea desfășurării proiectului vizită de documentare dedicată Corpului Diplomatic Acreditat în România, în vederea promovării valorilor spirituale și a istoriei naționale, a potențialului economic și turistic al județului Bacău, ce se va desfășura în perioada 11-13 octombrie 2019 în județul Bacău. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă. Înainte de a da cuvântul doamnei secretar, vă rog să-mi permiteți, pentru că astăzi, de ziua Sfinților Părinți Ioachim și Ana, 9 septembrie, a început un nou an școlar și, în numele dumneavoastră, să urăm tuturor elevilor, părinților, cadrelor didactice, reprezentanților unităților administrative teritoriale, primari, consilieri, locali, un nou an școlar cu rezultate deosebite pe măsura investițiilor în educație din ultimii ani, așa cum ne-a obișnuit de altfel inspectoratul școlar județean, iată anul acesta locul 2, la și ultimii 2-3 ani, locul fruntaș în primii 3, să le urăm putere de muncă și sănătate. Doamna secretar? Și tuturor celor care poartă numele de Ana și a timp la mulți ani. Să aplaudăm! Având în vedere prevederile menționate, supuneți în aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 29 august 2019. Dacă sunt observații la procesul verbal, dacă nu vă supun la cine este pentru. Mulțumesc, abține, împotrivă, niciun. Cel de-al doilea punct al ordinii de zi se referă la asocierea județului Bacău cu Asociația Unlimited Connection în vederea organizării și desfășurării acțiunii de promovare a imaginii județului Bacău, vitejii României biruitoare, județul Bacău în războiul întregirii naționale. Vă rog să permiteți să dau citire de referatului de aprobare. Pe, în fața dumneavoastră, pe ecran, aveți imagini de la viitorul grup statuar cu cele două personaje care au marcat istoria acestui județ și acestei țări. Pentru Băcăuani, primul război mondial are o semnificație aparte. Pe văile Vântuzului s-au dat, citez acum, s-au dat cele mai lungi și crâncene lupte
care au precedat ziua cea mare a păcii mondiale, pe urma cărei au realizat unirea pe veci a tuturor provinciilor românești, realizând idealul pentru care ne-au răposat și moșii și părinții. Grigore Grigorovici, Bacăul din trecut și de azi. Culegeri monografice 1933, pagina 157-157. În Bacău au fost comandamentele Armatei de Nord, condusă de generalul Constantin Prezan, și mai târziu ale Armatei a doua, condusă de generalul Alexandru Averescu, transformând orașul în capitala rezistenței românești. Tot din acest județ s-au format regimentul 55 și 56 infanterie, regimentul 27 infanterie, care au fost răsplătite de suveranul României Ferdinand I prin acordarea ordinului Mihai Viteazu, clasa 3-a drapelelor lor de luptă. Și tot în ținutul Bacăului, Regina Maria a vizitat de mai multe ori frontul, iar pe șezul comunei Cleja, la 23 martie, regele Ferdinand și-a ținut celebru discurs în fața trupelor Armatei a doua, anunțând împrietenirea soldaților țărani și votul universal. După terminarea războiului, cu loialitate, regele și-a ținut promisiunea față de soldați și față de țara pe care a întregit-o sub sceptrul său. Județul Bacău și Bărdoanii se află așadar printre cei mai îndreptățiți, dar și obligați dintre români să contribuie la aniversarea centenarului. În acest context, Asociația Unlimited Connection a inițiat acțiunea de promovare a imaginii județului Bacău, vitejii României viitoare, județul Bacău în războiul întregirii naționale, așa a intitulat acest proiect, cu scopul de a inaugura și pune în valoare monumentul de efort public România viitoare în Bacău, ca gest de mândră aniversare a României întregite, evidențiind astfel rolul bacăuanilor în primul război mondial și realizarea Marii Uniri. Abordare sculpturală, originală, a temei centrale a bazoreliefului mauzoleului de la Mărășești, monumentul de la Bacău, din Bacău, constă într-un grup statuar având în centru reprezentarea alegorică România viitoare, situată în armonie cu celelalte două personaje, regele Ferdinand I și Regina Maria, monarhii întregitori care susțin și potențează simbolurile unității și suveranității naționale, reafirmând artistic legitimitatea Marii Uniri. Statuia din bronz, România viitoare, este amplasată pe un socul cilindric din granit masiv, având diametru de 1,20 metri și înălțimea de 3,20 metri, fiind încadrată de grupul celor două statui din bronz, care îi reprezintă pe regele Ferdinand I, înălțime 2,40 metri și Regina Maria înălțime de 2,30 metri. Va fi amplasată în Parcul Unirii, 1 decembrie 2018, fost Parcul Catedralei, la o distanță de circa 53 de metri de absida altarului Catedralei Înălțarea Domnului și donată bacăuanilor, care vor deveni astfel beneficiari finali ai monumentului de efort public. România viitoare reprezintă primul ansamblu monumental dedicat țării în ultimele trei decenii, ceea ce poziționează județul Bacău în fruntea demersurilor dedicate aniversării a 100 de ani de la războiul de întregire națională. Acțiunea de promovare a imaginii județului Bacău, intitulată Vitejii României viitoare și județul Bacău în războiul întregirii naționale, țintește să mărească notorietatea județului Bacău prin pregătirea evenimentului de inaugurare a monumentului, inaugurarea dezvăluirea monumentului de efort public România viitoare, data de 27 septembrie 2019, ora 18, prin care să se evidențieze rolul județului Bacău în primul război mondial și la Marea Unire, la nivel național și european. Editarea și promovarea 10.000 de cărți poștale aniversare care se reprezinte monumentul de efort public România viitoare, evidențiind apăsarea sa în Bacău.
Diseminarea mesajului de aniversare a centenarului României, al monumentului de efort public, inaugurat și dezvăluit în Bacău, prin mediatizarea sa la nivel local, județean și național, în rândul cetățenilor județului Bacău, dar și al opiniei publice naționale. Integrarea monumentului sculptural România Viitoare în curentul contemporan al artei monumentale europene, astfel încât, încă de la inaugurarea sa, monumentul se potrivește la promovarea imaginii județului Bacău la nivel național și european. Pentru buna desfășurare a acțiunii s-a fundamentat un buget total de 372.625,5 lei, reprezentând cheltuieli pentru derularea activității de pregătire a evenimentului, de inaugurare a monumentului de efort public România Viitoare, de editare și promovare a cărților poștale aniversare care să reprezinte monumentul de efort public România Viitoare și de promovare și diseminarea acțiunii. Acțiunea va fi susținută financiar de către Unitatea Administrativă Teritorială, de către Consiliul Județean Bacău și implementată de către Asociația Unlimited Connection. Față de cele menționate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Asociația Unlimited Connection în vederea organizării și desfășurării acțiunii de promovare a imaginii Județului Bacău, vitejii României Viitoare, județul Bacău în războiul întregii naționale. Aș mai adăuga că în județul Bacău, în ultimii 20 de ani, nu a mai fost inaugurat un asemenea monument de efort public. Informație identificată de prezident la Direcția Națională de Cultură. Ultimul monument de efort public, câte ne amintim, cred că a fost în 97, în toamna 97, statuia lui Ștefan cel Mare. Dacă sunt intervenții în marginea acestui material. Dacă președinta asociației vrea să mai menționeze, doamna, poate alte detalii legate de eveniment, poate de primul proiect, cel care ne-ați adus imaginele și ne-ați prezentat aici, cred că este și ca valoare cea mai mare în 2030, iar în 20, da? Bună ziua! Felicitări de vorbeață în fața dumneavoastră și ne vom prezenta un proiect care este realizare de la mine, la care muncim de un an jumătate. Monumentul de vorbit România Viitoare este un monument pe care îl construim după și porunți zi de zi, cum am spus, de un an și jumătate. În favoarea acestui monument este de vreo 500.000 de euro, ne apropiem de 500.000 de euro. Finanțarea asta este de compania de Deman. Astăzi suntem în fața dumneavoastră pentru a vă cere sprijinul pentru promovarea acestui monument, deoarece compania de Deman a finanțat însuși construirea sa, adică finanțarea monumentului Sinalul a Stăpâilor. Dar pentru promovarea monumentului și noi ne-am dorit mai mult decât să inaugurăm pur și simplu monumentul, ci să venim în fața dumneavoastră și în fața chiar a României, să punem, am zis eu, Bacăul pe hasă, în data de 27 septembrie, la ora 18, când vom face lansarea, și să aducem în fața tuturor rolul important al Bacăului în față de întâlnirul Război Mondial, și chiar față de poate alte județe. Este în cazul ca nu doar colegii noștri de la Franța, care au făcut la Mausoleu câteva activități importante și frumoase, am zis că și noi, cu inaugurarea acestui monument, putem fi, să ocupăm un loc important, onorabil, în această gală a activităților dedicate centenarului României. Vis-a-vis de monument, el pot să afirm așa, că va avea singurul soclu din România de granit masiv, de 2,70 m,
este singurul monument din România care îi are alături în mărime naturală vegetării reci, adică nu separat, și este singurul monument din România care va avea această Românie pe viitoare, satuia României, nu mai regăsindu-se în niciun alt județ. Pentru aceasta, cred că este un monument important, pentru a fi promovat și pentru a avea o activitate de promovare dată de 27 septembrie la nivel național. De aceea înseamnă asta în partea dumneavoastră, pentru a vă cere sprijinul și de a ne asocia în promovarea acestui monument. Da, mulțumesc, doamna președintă. Așadar, e vorba de un eveniment ținut la nivel național, care să ne reprezinte județul, să reprezinte țara, pe măsura efortului făcut de către asociație împreună cu susținerea, iată, din domeniul privat. Dacă mai sunt intervenți, dacă nu vă supun la vot, acest proiect unic și pe care cred că merităm și este practic o îndreptare a ceea ce s-a întâmplat la Mărășești, în care aici au fost cei mai mulți oștași căzuți pe front și aici a fost frontul de rezistență, astfel poate asta nu am mai fi vorbit de la acest problemă. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Vă mulțumesc, stimați colegi. Deci, la următorul punct, la notul de zi, activitatea, iată, frumoasă, un proiect care vine din partea Ministerului Afacerilor Externe. Această solicitare și sprijin din partea Consiliului Județean și, în același timp, în sprijinul județului de Bacău, de a organiza și desfășura o vizită de documentare dedicată Corpului Diplomatic acreditat în România, în vederea promovării valorilor spirituale și a istoriei naționale a potențialului economic și turistic al României. În perioada 11-13 octombrie se va organiza această vizită de documentare în județul nostru. Județul beneficiază pentru prima dată de implicarea în acest proiect a Ministerului Afacerilor Externe, proiect ce a devenit deja tradiție, organizându-se până acum în alte 3-4 județe. Se are în vedere promovarea valorilor spirituale și a istoriei naționale, a potențialului economic și turistic al României. Principalul obiectiv vizează atât promovarea valorilor spirituale și a istoriei naționale, cât și potențialul economic și turistic al județului nostru, al județului Bacău. Finalitatea proiectului constă în identificarea oportunităților de investiții, promovarea ofertei educaționale existente în județul Bacău, promovarea peisajelor naturale unice și a ofertei turistice a județului, promovarea patrimoniului material și imaterial al județului Bacău și implicit a obiectivelor istorice a județului Bacău. Activitățile care vor avea loc în această perioadă constituie un cadru generos de afirmare și promovare a imaginii județului nostru, concretizat prin vizite pe care reprezentanții corpurilor diplomatic le vor face la sediul Consiliului Județean, la câteva societăți importante și companii importante în domeniul producției, se zice Aerostar, se zice Agricola Internațional, la câteva unități de cultură, la Casa Memorială George Enescu de la Descar, de asemenea la Salina de la Tugurna, în zone turistice din Moinești, Comănești, Germănești, precum și la un popas la Spitalul Municipal de Urgență din Moinești. Cu ocazia organizării și desfășurării acestei viste de documentare a reprezentanților corpului diplomatic acreditat în România, în județ, se estimează participarea peste 100 de persoane. Ambasador, reprezentanța ai Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanța ai autorităților publice centrale, locale, instituții de cultură, reprezentanța mediului de afaceri.
Pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget de 73.250 de lei, reprezentând cheltuieli pentru transportul delegației și a asociilor în județ, cheltuieli de masă, cheltuieli pentru cazare, cheltuieli materiale de promovare, cheltuieli cu servicii de interpretariat și cheltuieli specifice evenimentului. Suma de 73.250 de lei este cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs la capitolul bugetar 54, alte servicii publice generale. Sigur, agenda nu este încă finalizată. Acesta este draftul agendei. Mai poate interveni modificări sau completări ulterior. Față de ceea ce v-am cele prezentate și menționate în acest referat spre aprobare, vă supun spre analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea și organizarea desfășurării proiectului vizite documentare dedicate corpului diplomatic acreditat în România, în vederea promovării valorilor spirituale și a istoriei naționale, a potențialului economic și turistic al județului Bacău, ce se va desfășura în această perioadă, între 19 octombrie 2019, în județul Bacău. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, acum o să vă țin la curent că cu toate detaliile până când se finalizează agenda și rămâne finală. Așadar, sunt o parte din cheltuieli care le vor suporta, nu sunt prin secerea care sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe și poate care sunt suportate de către noi. Așadar, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă, nu sunt. Vă mulțumesc pentru operativitate. S-ar putea să ne mai vedem un proiect extraordinar, să dea Dumnezeu. Nu știu să vedem materiale. Da? Mulțumesc mult! Sănătate, săptămână bună și un an spălare!